paralel cu gardul mănăstirii Popouți, a apărut în acest sfârșit de săptămână un șanț. În zonă s-a lucrat la rețeaua de canalizare. Șanțul a fost acoperit cu pământ, dar acesta s-a tasat, iar un taximetrist ce a avut drum în zonă a rămas cu cauciucurile blocate în aer. La scurtă distanță, un alt șofer și-a tăiat cauciucurile într-o gură de canal. La sfârșitul săptămânii trecute, alți doi șoferi botoșeneni au căzut victime ale lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare. Cei doi șoferi au rămas cu mașinile împotmolite aici, în hăul de din spatele meu. Strada nu era semnalizată, lucrarea nu era semnalizată, iar cei doi șoferi și-au distrus mașinile. După cei doi participanți la trafic și-au distrus autoturismele, lucrarea a fost semnalizată. Din toamnă, de până septembrie, tot, nu știu când e gata lucrarea asta. E normal așa ceva? Cum să fie normal? Păi știu, când îți faci programări, într-o lună de zile ai terminat, chiar dacă e lucrarea mai mare, să știu, sau să pun eu o etichetă. Stradă în lucru, lucrăm până la data de. Începând de la aia, la aia. Dar nu e niciun capăt. Situația de pe teren nu le este străină șefilor din primărie, dar problema este pasată pe umerii Consiliului Județean, care are în subordine societatea Nova Apaserv. Noi de la primărie le monitorizăm foarte atent. Cele mai multe detalii ar trebui să le dea beneficiarul lucrărilor, adică managerul de proiect și societatea Nova Apaserv. Punctual pe strada Arbore s-a atras o conductă de canalizare la o adâncime foarte mare și în urma ploilor din weekend s-a tasat pământul. Un hău în asfalt a apărut și pe strada Eternității, dar în cursul zilei de astăzi problema a fost rezolvată. Dacă ați avut ghinionul să tranzitați o arteră bombardată cu gropi din municipiul Botoșan sau din județ, sau poate să locuiți pe o astfel de stradă, așteptăm opiniile și fotografiile cu obstacolele din asfalt pe adresa de e-mail somaxbotosane@gmail.com, iar noi vom încerca să deschidem ochii autorităților.